Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Exceptional Altitude. Așa, ultima dată am început această mirifică aventură pe această insuliță și am apucat să ajungem pe toate insulele în acest prim episod. Am văzut că locul ăsta a avut noroc, adică a fost norocos, așa că o să punem aici și astăzi vreau neapărat să încerc să ajung la o insuliță din aia cu iron. Așa, să vedem. Bun. Am craftat aici niște charcoal. Știi, puteam să fac și în crafting normal, dar mai contează asta acum. Bun, hai să punem lumină pe aici să avem grijă să nu se spawneze mobi. O să punem decât pe prima insulă momentan. Și acum hai să vedem. Unde mergem, unde mergem? Cred că acolo o să merg prima dată, în partea dreaptă. Da, acolo o să mergem. Avem nevoie de... Ok, de asta l-am. Mai am nevoie și slaburi. Nu știu câte dam nevoie. 18. Nu știu ce să zic, hai să vedem de câte am nevoie. De fapt, dacă tot o să stau pe aici ceva timp, la fel de bine aș putea să pun și pe aici niște d-astea, niște torțe. Bun, am bucat. Am un pickaxe care o să mă ajute enorm de mult. Deci cred că îmi permit să mă duc și eu, doamne, noapte deja, iar fac. Hai să-i dăm bătaie. Ok, am pus ăsta unde am vrut. Și acum să ținem shift-ul și să sperăm să nu picăm ca dobitocii în void. Știi momentul ăla când realizezi că ai făcut o mare prostie și că ești într-o poziție foarte proastă? E, așa sunt eu acum. Trebuie să mă urc înapoi neapărat. Bă, și mă gândeam să fi luat mai multe seplinguri. Mai multe d-astea. Așa. Mai multe slaburi de acasă. Adică, mă rog, acasă, de aici, că nu pot să o numesc chiar casă. Încă. Bun. Mă, ăsta este jungle log. Asta înseamnă că... Mersi. Aș putea să fac ceva cu asta. Hai că, uite, pun aici. Și acum, hai să punem, uite așa. O să pun cocoa beans. Atâtea am. Dar mai am fost impresia că mai multe. Și astea 4 seeduri. Și asta și... imediat. Ok. Se pare că astea sunt diferite și nu merg făcute la fel. A, damn, nigga. Cât dai iurea. Da. Ok, cred că atâtea ajung. Așa, măcar pot să le fac bețe. Bom, 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 bom. Așa, improvizăm pe drum. Chestia asta o să ajungă pentru câteva... câteva prăjiturile, dar chiar câteva. Adică nu cred că or să mă facă full sau... De fapt, parcă da, poate or să mă facă full, dar... nu prea mult oricum. Așa. Hai să avem grijă aici, doamne... Oricum o să trebuiască să nivelez, cred că până la stratul ăsta, cred că până aici o să nivelez sau este mai e de desubt? Mai e destul de desubt. Aș putea de fapt să le nivelez pe toate, vă dați seama ce înseamnă să stai, să toști toate alea acolo? O, doamne. Ok.
am grijă. Poate spawnează ceva acolo și mă împinge. Ah. Exact ce ziceam. Care erau șansele? Tu nu cazi, mă, așa. Știi momentul ăla când ți-e frică să faci o săritură de un geam pentru că n-ai sprint? Adică, de fapt, nu că pentru că n-ai sprint, dar te gândești, bă, dacă pic acum nu e bine. Așa că zici, bă, dau sprint, dar n-ai sprint, așa că zici, știi ce fac de shit? Lasă. Nu am nevoie. Ok. Cred că știu ce o să fac. Deși nu prea îmi place ideea. Ca să am acces la tot, numai bine, o să fac cumva o platformă sub prima insula aia de dirt și o să nivelez gen toată insula aia și o să încep să fac platforme și chestiuțe. Ok. O să am câte ceva de făcut. Damn it, ah. Să te ții distracție pe capul meu de acum. Și putea să pun lemn de... Da, nu, lasă. Am deja ceva iron. Ok. Sper doar să nu mor. E pe normal, deci o să rămân cu jumătate de inimă. Da, n-am niciun os ca să dau chestiile astea să se facă mai rapid. Așa că o să ne distrăm. Grav. Statura. Seria asta. Exact ce ziceam. Ok. Băi, stați așa, tot am jumătate de inimă. Mă rog, aș putea să mă sinucid gen, să mă arunc în voi și... Asta ar fi. Dar nu cred că ar fi prea corect așa, nu? Așa că o să încerc să supraviețuiesc pe bune. Faza e că dacă asta îmi dă o bucată, eu-s mort. Ok. Vreau să fac rost de niște mâncare de zombie. Oh, God, nu credeam că o să ajung vreodată să decad așa de rău încât să sper că găsesc niște mâncare de zombie. De fapt, nu că o găsesc, că bat niște zombie. Și aparent, da, n-am avut dreptate, se spawnează pe chestiile astea. Dar what the fuck? Adică aveam impresia că dacă sunt slaburi așa, și atunci m-am mai chinuit cu slaburile. Bine, de fapt, da, ar fi trebuit pentru că așa e cel mai economic. Ai, bă, trebuia tu să pici. Dar faza e că oricum e cam nasol, adică era și un... Mergem pe aici. Domnul Păianjen și chestii. Ok, nu e aici. Hai să plec, naibii, că cine știe ce mă omoară. Ok, încă nou. Trebuie să am grijă. Ok, în sfârșit. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, dacă mă arunc de aici, ați mort. Bun. 8 bucăți de iron. Atât îmi trebuiau, bine, de fapt. E ok de început. 1, 2, 3, 4. Deci mă jur, zici că sunt beat. Ok. Acum... Hai să-i dăm bătaie, trebuie să nivelez pe aici cât pot momentan. Luăm lopețica și dăm bătaie. Bun. Trebuie să fac o mini fermă. Și după ce fac mini ferma aia, adică de fapt trebuie să fac o mini fermă de wheat
și de Coco Beans pentru prăjiturele. Și gen, prăjiturele or să fie mâncarea noastră principală în această serie. Ceea ce nu mă așteptam vreodată să fie pe bune. Dar așa o să fie, mă rog, cel puțin nu chiar principală, dar pentru început asta o să fie ceea ce o să mâncăm. Măcar de două. Ah, speram și o să dea două. Bun. Mi-am luat-o. Ok, am un stack și ceva de dirt. Hai să las chestiile importante. Bun. Trebuie să cobor sub insula Cuiacu. Trebuie să cobor sub insulă și să fac o platformă. Cum, doamne, că dacă, cred că dacă mă arunc de aici, sunt decât două blocuri. Teoretic n-ar trebui să-mi iau damage. Și nu mi-am luat. Dar de aici acolo, clar îmi iau. Ok. Fapt, stai. Uite, de aici o să punem. Și hai da. Voi să am grijă pe unde mă duc. Shit. Ok. Nu știu dacă am ales cea mai bună direcție, dar per total a fost bine. Oh, Doamne. Știi momentul ăla în care realizezi că nu prea ți-a ieșit? Momentul ăla în care realizezi că tu nu o să ai parte de grass, ci doar de dirt? Oh, Doamne. Nu-i prea drăguț. Ok, trebuie să facem cumva să aducem dirt-ul aici, adică grass-ul, și o să fie oribil. Dar per total, aici e cel mai bine să avem insula. Dacă este să o luăm așa. Pentru că asta e că o să am nevoie de niște torțe. Ok. Ne. Hai că s-a fix deasupra mea. Oricum o să trebuie să dărâm tot muntele ăsta de dirt. Ok, perfect, perfect, fiți atenți, fiți atenți. Fiți atenți, că eu acum am realizat. Chestia asta este cel mai jos. Asta e cel mai jos punct. Deci aș putea să fac ceva de genul o scară. Și sunt cu. Yes, no, 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 no. Așa. Și acum o să trebuiască să duc gen câte un bloc, câte un bloc mai jos, mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Și să duc dirt-ul acolo. Oh yeah, de-abia aștept, o să fie atât de distractiv. Da, ce v-am spune că asta o să fac off-camera. Bun, am ajuns aici. Apa e jos. Ok, nu pot să fac fermă de uit muncă. Oh, well. Trebuie să am grijă. Bun. Ok, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc. Păi, în afara faptului că trebuie să termin aia acolo și apoi să văd cum termin cu astea, n-am nicio idee. Bun. Uite un ou. Încă nu sparg niciunul, deși la un moment dat o să vreau să sparg câteva. Bun, hai să vedem unde am pus apa, că am uitat. Ok, deci clar nu aici. Clar nici aici. Și nici aici. A, acolo. Stai să iau niște dirt. Și mă duc mai departe să termin platforma. Ok, deci a mers ce am făcut acolo.
acum să vedem cum facem mai departe să... De fapt, stai. Ups, 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 nu, 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 nu. Mamă, cât de la fix. Știi, n-am realizat ce se întâmplă. Adică am realizat, dar... aproape că a fost prea târziu. Bun. Bă, faza nașpa e că dacă e apa acolo... mă gândeam că poate nu... nu merge. Ok. Și așa o să am și eu o metodă să urc sus. De fapt, să urc sau să ajung sus, că să urc sus e cam pleonazm. Eu cumva... ok, deci aici e apa. Și acum nu mai pot să urc pe aici, nu pot să... bor decât. Sper că n-am pierdut... asta cum se numește? Sper că n-am pierdut bucket-ul, pentru că e urât. Ok. Trebuie să am grijă pe aici. Și... am pierdut bucket-ul. Mama lui. Dar nici eu nu m-am gândit prea bine. Ce am pierdut așa cel mai valoros? Am pierdut niște dirt și un bucket. Bucketul l-am pierdut, ceea ce nu e bine. Pentru că... cum să zic eu, n-avem iron nelimitat ca în Minecraft normal. Avem doar o anumită cantitate care ne-e disponibilă. Și asta pentru că am vrut să aduc eu gres aici, nemaipomenit. Fuck. Haide. Bun. Așa. Dar acum nu am bachet, așa că trebuie să urcăm să facem încă unul, pentru că cineva a fost suficient de dobitoc încât să-l piardă. Ok. Chestia asta chiar doare. Adică urmă... deci pe viitor, ca să facem rost de asta, de cum se numește. Pe viitor, ca să facem rost de iron, efectiv o să trebuiască să luăm doar de la zombie, că altfel nu o să mai avem cum altcumva. În afară de zonele alea pe care le-au dat ei. Și uitați-vă cum dau eu cu piciorul la resurse. Stai, nu aici. Mă rog, merge așa acolo. Oricum o să trebuiască să stăm cu chestiuța asta pusă așa până la platformă, până să ajungem să avem dirt odată. Și oricum o să trebuiască să am o legătură între cele două platforme pentru a nu mai tot scoate și pune apa, pentru că o să am nevoie să fac și o fermă cât de cât micuță acolo, dar să fie. Așa. Bun. Acum nu mai trebuie decât să așteptăm până la urmă mi-a făcut chestia asta off-camera. Dar ok, acum... așa. Și... cum naiba? Ai, nu o găseam. Mi s-a părut că e un pichex. Tocmai mă gândeam că l-am avut la mine atunci când am murit și era ceva. Ce naibii, frate, că... puteam să mă jur că n-aveam... aveam cumva semințele la mine când am murit. Gen, toate. What? Uf.
Ah, never mind, sunt un chior. Deci chiar sunt un chior. Cred că m-am uitat la ele de 4 ori și nu le-am văzut. Bine. Eu mă uitam după ceva verde. Am uitat de textură. Ah, goddammit. Ok, am deja cocobain destule. Așa, să fie. Și de acum putem să le punem. Avem astea mergând și cam asta a fost tot și pentru episodul ăsta. Până la viitoare, am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă urez o zi bună în continuare și bye bye.